Salut tuturor! Suntem în centrul comercial Atrium și vreau să vă prezint jucăriile faimoase ale meșteriței noastre Larisa Nicolaeva, care se vând la etajul 2 în acest centru comercial. Și în data aceasta vreau să povestesc despre această jucărie care mi-a plăcut foarte mult de asta și am luat-o în mâini și vreau să vă arăt. Această jucărie a fost inventată pentru a se pune în mașină. Are niște chestii, niște lipici care se prinde de sticlă și arată frumos, se privește foarte frumos de afară. La fel, această jucărie, dacă aveți un copil în salon, puteți și a obosit, puteți să-i o dați să o puie să o folosească în loc de pernuță, pentru că ea este foarte moale și foarte plăcută la atingere. Dar mai avem și alte jucării care sunt la fel de interesante și acum și într-o secundă vi le arăt. De exemplu, aceste broaște, care ele sunt, în cazul nostru, sunt confecționate pentru a aduce bunăstare familiei. Iată, ele au prins niște bani și dacă le ținem în case, se spune după regula Feng Shui că vine bogăția la noi în casă, pur banii gârlă. Și să sperăm că e așa, de asta noi putem să ne permitem să facem investiție nu la bancă, dar într-o așa broască, ca să ne creștem financiar spre bine, de la bine în sus. Mai avem și alte jucării. Pot să vă arăt acum, iată acești îngerași. Îngerași, fei care aduc fericire în casă, iată. Și îmi place foarte mult cum lucrează această meșteriță, pentru că meșteri sunt mulți, dar așa de minuțios, așa de atent la detalii, eu n-am întâlnit. De asta și vreau să vă spun la toți care privesc această imagine video, că da, avem așa specialiști care își pun tot sufletul în ceea ce fac și eu îmi doresc foarte mult ca să nu cumpărăm jucării care sunt în stoc, dar China, eu știu, care toxice, dar să luăm, să cumpărăm jucării pentru iubiții noștri copii și pentru cei apropiați, anume din materiale ecologice, materiale care ele sunt bune pentru sănătatea noastră și făcute de așa meșteriță care la cea mai înaltă etapă de dezvoltare este acum și sperăm că ne va bucura în anul care vine cu alte invenții și creații noi de ale sale. De exemplu, îmi doresc mult să văd cum ea începe să facă păpuși cu fața de porțelană. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor numai bine și vă invităm în centrul comercial Atrium, la al doilea etaj.